Hai, dragul, bine v-am găsit la un nou episod de aici, Lolexano, ca de obicei. Ați văzut că deja nu am mai postat de când am încărcat modurile pe YouTube, modurile de iarnă. În caz că nu știți, am postat modurile lui Lolex V3, varianta de iarnă. Aveți episodul trecut pe YouTube. Și acum vreau să fac un episod. Inițial am vrut mâine să fac extragerea la giveaway, acel giveaway cu 62 de puncte premium, 3 locuri a câte 62 de puncte premium. O să fac astăzi extragerea deoarece mâine o să am ceva treabă și nu pot să filmez. Și m-am hotărât să fac astăzi extragerea și o să vă mai întreb un lucru și pe voi astăzi, diferit de acea extragere. O să mergem în LV, mi se pare, cred. Aia, acolo cred că știu că este parcarea aia. Hai să facem și noi să ningă, nu? Așa, cred că e ok. La finalul episodului o să fac extragerea cu punctele premium. Până atunci vreau să vorbim despre. Bă, da, este dat prea tare sau aud eu? Ah, nu, este dat fix. Ok. Ah, chiar lăsăm așa. M-am gândit la ceva. O să urmeze și un mic update în viitorul apropiat. Și știți că v-am întrebat eu acum ceva timp. Bă, da, stai mult că totuși că s-ar putea să se audă că n-aș. Hai să dau așa. V-am întrebat acum ceva timp. Dacă, nu știu, să-mi spuneți ce update-uri vreți să vedeți pe server. Și mi-a rămas în minte un lucru și chiar vreau să implementăm treaba asta. Nu am vorbit cu Masiv deocamdată de asta, dar o să îi spun după acest episod. Și vreau să mă consult și cu voi. Bă, da, ce fain arată. Să mă consult și cu voi cum ar prinde. Deci, știți că am făcut un episod în care v-am întrebat, da? Și unul dintre voi mi-a spus, bă, să faci. Sper că nu se aude muzica prea tare, nu cred. Să faci. Bă, opa, 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 nu. Să faci parcări private. Adică o parcare în care să își vândă lumea mașinile, da? Să te duci acolo, spui, nu știu, banii la mașină și vine unul și ți-o cumpără. Ceva de genul. Nu știu, o să vă spun la fața locului, că imediat cred că ajungem aici în LV sau nu știu. Vreau să populez și alt oraș, să populăm și alt oraș, adică să te duci în orașul X și acolo să se vândă mașini. Ori în SF, ori în LV. În LS nu vreau. Și hai să vă arăt unde m-am gândit, să dacă știi să. Și aici era parcarea, nu mai știu. Nu mai știu dacă țin minte unde era parcarea respectivă. Nu neapărat în parcarea asta unde vă duc eu acum. Poate dacă vreți o să fac și o parcare făcută de mine specială. Dacă nu găsim un loc potrivit și nu este parcarea asta dacă în caz că vă gândiți la asta. Dar ai prea să o găsești și după ce vă mai explic ce. Bă, da, era la lângă. Hai că cred că știu unde e. Vă mai explic imediat cum se treaba cu update-ul sau. Și da, nu știu, dacă mai aveți idei de. Mamă, opa, scuze. Dacă mai aveți idei de. Asta mortu. Am crezut că se pune la loc. Dacă mai aveți idei de update-uri, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii și. Bă, hai să apăsați și de butonul de like. Am văzut că în episodul trecut am strâns o grămadă de like-uri și vreau să vă mulțumesc pe această cale. Chiar m-a motivat să fac o treabă cât mai bună, mă băieți. Și tot respectul pentru voi. Bun. Și ați văzut că, nu știu, un update-uri și așa mai departe, mă consult cu voi înainte și să-mi spuneți și voi cum vi se pare ideea. Uite aici, deci lângă stadion, aici cred că este o parcare destul de ok. Bă, vii frumos aici, spui, dacă, v-am spus, dacă nu vi se pare ok această locație, deci parcare, bă, eu zic că parcare mare, pana mea, adică aici e birou, office-ul, birourile. Și aici este parcarea, da? De exemplu, cum am gândit-o eu. Facem aici o intrare frumos. Vii, îți parchezi mașina. Scrii o comandă. Nu știu, scrii ce te tai pe tine capul.
Adică nu ce te dai pe tine cap, oh, m-am exprimat greșit. Deci, vii aici, scrii, nu știu, Carcel. Scrii Carcel, pentru că așa nu este comanda pe server, scrii Carcel. Și că s-ar putea să scrii și ID-ul. De fapt, nu, că trebuie să fie în ea. Hai să zicem, facem așa, trebuie să fie în ea. Scrii Carcel, Carcel. Și o sumă, 500 de milioane, da? Scrie 500 de milioane, how. Și după ce scrie această sumă, poți să ieși din ea și mașina o să te întrebe dacă e sigur, bineînțeles, ca să nu greșiți, o să te mai întreb încă o dată, dacă e sigur să pui mașina la vânzare pe suma de ce sumă ai selectat acolo. Și, nu știu, s-ar putea să apară undeva aici sus, banii să apară. Și tu când vii, numai vii, intri și te uiți, bă, uite, ăsta are prețul de, au, nu știu, poți să pui un preț de pornire. După ce zici, bă, vii, negociezi cu ăsta, bă, mai lași din preț, mai negociezi ceva, mai, uite, îți dau 300 de milioane. Tu ai pus-o pe, cu 500, îți dau 300 de milioane. Bă, ăla nu vrea, așa, da, nu știu, mai te duci la alta, te mai duci la alte mașini, la, vezi ce preț ok are. Așa nu mai stai să întrebi toată, că nu ai văzut, ați văzut când se te duci la CNN, practic, aici, întrebi, bă, cât cer pe mașină, bă, cât cer, bă, ai prețul acolo, nu mai întrebi cât ceri, negociezi direct, sau direct poți să cumperi mașină, da? Vii și scrii o comandă și să-ți apară și suma și jos car ID-ul, cred, da? Na, poți să dai DL și să scrii, uite, ID 606, cred, dar nu cred că coincid. Na, nu cred că coincid. Nu știu, asta o să ne gândim. Asta știe mai bine Masiv să facă, deci nu mă pot pronunța eu. Dar eu vă zic ideea mea, cum am putea face. Și cred că este o idee destul de bună. Sincer să fiu, să există un loc special pentru a vinde mașina. Hai, dacă mă duc acum în lăs la CNN. Opa, de ce am oprit? Mă duc acum și cred că și acum sunt jucători. Acum oricum sunt în virtual. Cred că și acum sunt jucători care își vând mașinile. Nu știu, hai să vedem. Și eu zic că e mai ok așa. Chiar dacă nu este în... Bă, sunt în... Ce pula mea? Nu e nimeni. A, sunt în virtual 3. Pula mea. Virtual 1-0. A, ok. Da, uitați, după cum v-am zis. Hai, punem acum. Deci după cum v-am spus. Deci sunt player care își vând mașina aici. Mai bine facem acel loc special. Uite, vinzi. Mă întreabă dacă vând. Nici nu am venit bine la CNN și mă întreabă dacă vând. Despre asta vorbeam, să evităm toate chestiile sau cât cer, vinzi, bă, vinzi, te duci acolo frumos, bă, acolo vinzi mașina sau, bineînțeles, la AD. Deci, ori acolo, ori la AD dacă vrei să-ți vinzi mașina. Eu zic că e o chestie destul de ok. Să-mi spune și părerea în secțiunea de comentarii și dacă susțineți această idee, hai să apăsăm și noi acolo butonul ăla de like, să vedem acolo câte like-uri strângem, poate îl convine și pe Masiv și vorbim și cu Storm și poate sunt de acord. Cred că o să fac extragerea. Bun, hai să facem extragerea la giveaway. Știți ce ați avut de făcut? Comentați cu numele vostru, să vă abonați la mine la Storm și la canalul comunității și cam atât. Ok. Hai că o să ies direct din joc. Și stați 2 secunde să pun aici. Ok, selectăm. Hai să vă dau și voi să vedeți. Deci nimic mai simplu. Ok. Deci cred că vedeți și voi acum. Da, și facem pe o melodie foarte haioasă. Ok. Deci încărcăm comentariile. Încărcăm aici comentariile. Acum nu mai stau un episod să verific dacă sunteți abonați, dacă... Na, vedem, văd după și dacă nu sunteți, nu știu, o să mai fac un episod în care o să mai aleg câțiva câștigători. Deci vă asigur că o să văd dacă sunteți abonați sau nu. Ok, hai să facem extragerea. Bă, dar stai să cred că... Nu, ok.
Random pick a winner. Oricum nu e locul 3, 2, 1, pentru că n-am. Vreau să câștig Pepe. Gicu Crețu te cheamă pe tine. Hai să facem așa. Gicu Crețu, canale. Hai să vedem aici. A, uite că este abonat. Și la canalul cu Munizez, și la Storm. Și la mine, și la Storm, și la canalul comunității. Bravo, frate, Gicu Crețu, te cheamă pe tine. Andrei George, ok. Ai câștigat 62 de puncte. Premium, Andrei George, 62 pepe. Ok. Încă unul, hai. Să vedem, Hitler Rareș. T-ai spăriet, probabil o a scris. Dar, din păcate... Nu mi-apare. Nu mi-apare numele tău, Hitler. Pana, nu știu ce nume ai, două comentarii, dar na, asta e chestia că ai scris două comentarii. Nu ți mai ți apare numele doar spăriet. Deci, hai să vedem dacă dau la tine la canal. Nu văd. Nu. Trebuie să vedem dacă te-ai abonat și da, cred că ești și abonat, da. În fine, nu am ce să-ți fac, frate, ți apare doar spăriet și nu este corect față de restul, da. Dăm încă unul. Deci nu găsesc pe forum inițială. Ok, Ilemon, păcat de tine, câștigai 62 de puncte premium, dar văd că ai ales să scrii altceva. Ok. Teo Bobescu, John, mesaj, măi, te-ai speriat, uite, măcar asta a scris un singur mesaj și... Hai să vedem. A, canalul este gol. Vedem. Canalul este gol, deci... Sorry, man. Mai alegem altul. Ok, lui nu mai pot loga. Bine. Loreh. Ești tare, continuă cu YouTube-ul și cu staff-ul. Hai să vedem dacă... Are aici... Are subscribe? Da, are subscribe la toate canalele. OGTV România, iStorm și Lolexanu. Bun, perfect, frate. Ai câștigat și tu, Loreh. Câștigat 62 de puncte premium. 62 PP. Și încă unul. James Ogo Times Mihai. Măi, hai. Băi, James, cred că... Na, eu te știu pe tine. Din păcate nu ți-ai scris numele și din păcate n-ai pierdut. Sorry, man. Ghost, probabil. Multă bafă de continuare, faceți o treabă foarte bună cu serverul PUP, cel mai dulce staff, respect OG Times. Bravo, băi, Darius, hai să vedem dacă te-ai și abonat. Ai canalul gol, din păcate nu scrie. Poți să fii abonat, dar nu văd că aici la canale, deci trebuie să ai ăla pe public de subscriberi, îmi pare rău. Mersi frumos de mesaj. Lemon, vă salut, bă, băieți, baftă cu serverul. Ia uite, mă, Lemon, bine, mă, Lemon, tu ești. Da, te-ai abonat, acest canal nu prezintă alte canale. Deci nu înseamnă că nu te-ai abonat, îmi pare rău, Lemone. Dăm următorul. Darius Renuț. Bă! Același ghost, what the fuck? De pe alt cont sau? Nu știu, hai să dăm altul. The Boy Zero. Mersi, în primul rând, te respect pentru ceea ce faci pe acest canal și în al doilea rând, respect pentru munca depusă pe Ogo Times. Mersi frumos, băie, The Boy. Chiar, uite, vreau să-ți dau 62 de puncte premium. Din păcate, nici ție nu-ți pot să-ți dau pentru că nu apare aici la canal. Și îmi pare rău. Dar mersi frumos de mesaj. Răvână un mesaj. Foarte simplu. Hai să vedem. La fel, răvână, nu apari, nu ai canale, nu ai ăla pe public, nu ai subscriberii pe public, îmi pare rău. Am zis că o să verific după, dar așa, pana mea, erau prea mulți. OG, mesaj, baftă. Maxim OG, da? Canale, hai să zic, s-ar putea tu să ai. Da, cred că ai subscribe doar la mine. Da, în păcate, ai subscribe doar la mine. Regula este să ai subscribe la mine, la iStorm și la canalul comunității. Băi, dar... nu știu, mersi frumos că te-ai abonat și... pana mea, da, nu știu ce să zic. Păcat că nu ai dat și la celelalte canale subscribe. Scuze, mane. Ok. Ce, dar nu-ți mai dau ție încă un premium? Pana mea!
Lorec din nou a câștigat. Aha. Ok, cai rău. Bă, îmi sună și interfonul. What the fuck? Două secunde, frate. Două secunde, mă băieți. Cătălin a câștigat două secunde. Ok. Cătălin... Hai să dacă ești ok, Cătăline. La fel, nu ești ok. Dăm altul, random. Alex Gold, un mesaj, conținut așa și cel mai tare. Trei comentarii. Nu ești nici tu ok. Random pick a winner. Robert Fenomen. Cred că... Nu, nici... Bă, dar câți mai sunteți, mă, fratele meu? The Flame Mod Pack, genial, te respect, ai cu 20k subs. Uite-l, frate, hai să vedem. Cred în tine, mă. Ice Storm, OG Times și probabil Lolex. Bă, îmi bate cineva la ușă, pana mea, nu știu cine e. A, uite Lolex. Da, din păcate trebuie să închid că nu știu cine îmi bate și la ușă și ei. Oricum sunt m-am apropiat de final și nu vreau să las să aștepte la ușă. Pana mea, este urât din partea mea. Deci The Flame, clar, ai câștigat. Mersi frumos pentru PASC participat și ne vedem la un nou episod. Eu am fost Lolex, iar până data viitoare, numai bine! Sănătate să aveți, fraților!